Primăria municipiului Timișoara a finalizat licitația pentru construirea unei hale închise destinate mentenanței tramvaielor noi și urmează semnarea contractului cu firma câștigătoare. Noua hală va fi amplasată pe bulevardul Dâmbovița, în incinta sediului STPT. Aici va fi asigurată atât mentenanța tramvaielor, cât și pregătirea garniturilor care vor fi introduse pe trasee. Hala va fi dotată cu aparatură de ultimă generație, sporind astfel siguranța generală. De asemenea, perioada de implementare propusă este de 8 luni de la obținerea autorizației de construcție. Municipalitatea a câștigat o finanțare record de 75 de milioane de euro pentru înnoirea flotei de transport. Până în acest moment, primăria a achiziționat 23 de tramvaie noi și 40 24 de autobuze electrice.